Pregătește-te pentru surprize savuroase. Lidl îți aduce un cooking show pe gustul tău. Lidl, meriți să fii surprins. Ce să facem? Bă, ce-i asta? Mamă. Nu cred așa ceva. Hai mă, nu cred în prima așa. Doamne ferească-ți, bă! Pentru că m-am gândit că, da, e mai drăguț să facem asta acum decât să o facem în timpul probei, să luăm timp din timpul probei. Doamne, se simte amenințat deja. Ce dracu de amuletare asta? Tăi nebuni la căpă și nici n-am început bine. Poți să ne zici acum, Florin? Poți să zic, am o amuletă și vreau să o folosesc. Mă uitam să văd ce o daci are, să contracarez, că nu mă las nicio. Ce amuletă ai tu acolo? Amuleta mea spune așa, poți schimba un concurent din echipa ta cu un concurent dintr-o echipă advers. Ce, mă? Cum adică din prima așa? Puh! Oi, Doamne, oi! Păi nu-i o dă. Cred. Mi-a căzut fața. Și eu mă gândesc că mi-l ia pe Gabriel. Că o să dă echipa peste cap. What? E o poziție ingrată, dar este o amuletă care trebuie jucată diferit. Pentru că consider că e o amuletă care merită folosită în primul battle. În momentul în care vrei să pornești cu echipa perfectă. Mie, omul pe care urmează să-l schimbăm, este foarte simpatic. Este foarte simpatic, Titus. Sincer, îmi este simpatic și îmi pare rău că trebuie să-l dau la schimb. Chestia e că dacă nu era amuleta asta, nu... Nu exista schimbare, absolut deloc, și el rămânea la mine în echipă. M-am și vopsit pentru tine, am venit cu Pantera pentru tine și mă dai așa, rebut. Acum e alegerea lui, nu știu, nu pot să mă supăr neapărat, că o fi o tactică la mijloc. A ce fumă celul, cum ar veni? Nu mi-aș dori să plec din echipa șefului Bontea. Aici am luptat să ajung, m-am chinuit atât de mult. Aoleo, te ia pe tine. Nu te mai uita la noi, uită-te pe partea cealaltă, că mai este o echipă acolo. Dacă îl ia pe Adi, mă... Îți spun eu cu cine. Cu cine? Nu cred. Da, da. Sărac cu Titus e carne de tun, acum cu cine l-o schimba? Titus o să meargă să facă schimb de echipe cu... Cum te cheamă? Mihailescu, cu Robert. Nu! Era clar. Frățioare! Nu! Da, joc, opa, dar ce-i mă cu mine? Mă... Ce-am scăpat! Am scăpat. Eram supărat pe el că mi-a dat hrișcă. Băi, și ceva, nu mai sunt supărat deloc pe el. Bravo, bine-s. Mulțumim mult, Titus. Nu mă bucur că ești în concurs. Sper să fii mult. Treaba lui cum și-a făcut planurile, eu am venit aici cu scopul de a merge cât mai departe. Oriunde mă duc, eu sunt gata să câștig, îmi dau tot acolo. Ți-a plecat norocul, Florine. Din păcate, pentru echipa noastră este o pierdere. Am stat de vorbă foarte mult cu Robert înainte. Știu că este foarte bun. În momentul în care am văzut că pleacă din echipă, pentru mine a fost șoc. Automat toată echipa are de suferit. Era un om de bază în echipa noastră. Ce faci, mă, Panteră? Lasă Pantera acolo! Și s-a vopsit și la păr în roz. Hai, duci în casă. Pantera, gata, scăpăm de ea. Gata, s-a terminat cu Pantera. Titus mi se pare așa un tip foarte plin de viață, foarte zâmbăreț, foarte pozitiv. Poate le ridică moralul, mi-i ține sus. Chiar dacă el e roz în cap acum, să toți greșe. Bine ai venit, Robert! Cheamă Robert! Bine ai venit, domnule! Robert Mihailescu! Pare bine că ești. Când a fost această amuletă pusă în joc, m-am bucurat foarte mult că am câștigat. Tocmai în ideea în care am reușit să-mi gestionez singur soarta. Chiar de la început mi-am dorit să ajung în echipa dânsului și pot să spun că mi-am dorit să se folosească amuleta asta pe mine. N-aș fi ipocrit să spun că ar fi fost altfel. Robert e bucătar. Știe să gătească. Și asta ne poate ajuta cumva, ne poate oferi un avantaj. Până la urmă e un concurs aici și lăsăm un pic prieteniile. Eu pe Robert îl văzusem și în audiții și în bootcamp. Mi se pare un tip extrem de serios și la locul lui. Poate ușor individualist. Eu l-am luat pe Robert înaintea lui, pentru că mi s-a părut că și cred în continuare că e un concurent foarte interesant. Și el l-a luat pe Panteră ca să strice mie feng shui. Tipic. Șef la cuțite. Cooking show-ul tău preferat. Ți-a fost servit de Lidl. Merit să fii surprins.